Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu experimente pe FIFA 20. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, lăsați acolo un like să strângem și noi 1500 de like-uri și vom continua această serie cu experimente. De data aceasta, după părerea mea, avem cel mai interesant experiment de până acum. Am pus toate echipele românești în Champions League și vom vedea ce vom face, cum se vor descurca aceste echipe. Să sperăm că o să avem măcar o echipă în optim, nu știu dacă vom avea. Voi da aici cu viitor advanced, am schimbat echipele, dacă puteți vedea. Aici avem o grămadă echipe românești. Avem Astra, Craiova, care e a treia? Botoșani, Dinamo, deci 4 până acum. Trebuie să fie, Hermannstadt 5. Hai că știu să număr. Bă, sunt doar 13, pe care am uitat-o, mă? Nu știu care lipsește, așa că o să mă uit pe Flesco. Uită-o pe Gazmetan, gata, am pus-o pe Gazmetan aici. Și avem toate cele 14 echipe românești în grupele Champions League. O să-i dăm acum random, avem butonul ăsta și o să pună echipele la oaltă, nu o să fie cum le-am pus ei. 3, 2, 1, ușor, ce vă entuziasmați așa. Acum. Bă, stai că n-am făcut bine. Bă, păi mi-a dat echipe proaste, acum am un locul lor. Ok, o băgăm pe Gazmetan aici, nu merge să dau random aici deoarece îmi bag echipe slabe acolo și credeam că îmi las aceleași echipe. Așa că îi vom da advance cum este, cum le-am băgat eu. Vom vedea ce vor reuși echipele românești să facă. Vom simula totul până la final și vom vedea ce echipă românească s-a clasat cel mai sus în Champions League. Și vom vedea și în grupe ce au făcut echipele. Așa că vom simula totul până în iunie și vom vedea cum se descurcă echipele românești în UEFA Champions League. Ceva ce e imposibil pentru România. Măcar în FIFA să fie posibil. Da, hai că m-a dat afară ăsta. Îi voi da advance aici. Hai că am și eu noroc să nu fi dat afară în jocul ăsta. Deci vom alege alte echipe. Bă, păi și ăștia m-au dat afară, bă, îmi trebuie altă echipă. Uite, știu că mă dau toți afară. Luăm viitorul. Le luăm pe toate la rând. Le schimbăm ca pe șosete echipele. Până în iunie. Doamne ajută. Te rog să nu mă dai afară. Hai că nu mai e mult. N-are cum să mă dea în 3 meciuri afară. Da, și cam aici se termină sezonul. Ne vom duce acum în Champions League și vom vedea ce echipe românești s-au clasat mai sus acolo. Ok, ne vom uita din nou pe grupe, le-am mai văzut odată, dar mi-am dat seama după ce am filmat că am avut camera peste grupe și nu s-a văzut absolut nimic. 200 IQ, mare rău am IQ. În fine, hai să vă prezint acum ce s-a întâmplat. Avem prima grupă, Atletico Madrid, Astra Giurgiu, Dortmund și Voluntari. Cumva Astra Giurgiu a reușit să se claseze peste Dortmund în UEFA Champions League. Cu o puncte acolo, Astra Giurgiu a reușit să se califice. Ali Bek a avut un sezon senzațional, așa cred. Mai departe, avem grupa B, Spurs, Inter, Barcelona și CSU Craiova. Din păcate, CSU a avut o grupă infernală și nu a reușit să se califice. Însă a obținut 3 puncte. Este o sumă remarcabilă de puncte, având în vedere echipele cu care a jucat. A reușit să facă egal cu Inter. Ia uite, forță! Egal cu toate! Egal cu Barcelona! Craiova a făcut egal cu Barcelona, nu-mi vine să cred așa ceva. În FIFA orice este posibil. Grupa C, Liverpool, Napoli, PSG și Gazmetan. Gazmetan pe ultimul loc, nu a reușit să se califice. Cei drept a avut o grupă imposibilă, nu știu ce echipă se califica din România de acolo. A reușit să facă un egal cu Napoli, văd, și egal cu PSG. Ce mai vrei, frate? Ce mai vrei mai mult de atât? Mai departe, avem Dinamo București care se califică. Ia dă-te mă tastatura mai aici. Mai departe avem Dinamo București care reușește să se califice în optimile UEFA Champions League. Cei drept au fost o echipe din România, nu cred că era așa greu. A fost o bătălie strânsă între Dinamo, Hermannstadt și Botoșani, însă Dinamo a reușit cumva să se califice. Porto a fost la distanță mare de cele 3. Mai departe, grupa E, avem Ajax, Bayern, Benfica și Sepsi. Sepsi termină pe ultimul loc cu doar un punct obținut, slăbuț rău. Mai departe avem grupa F, Manchester City, Olympique Lyon, Academica Clincen se califică acolo în 16.000 Europa League. Iar viitorul cu doar un singur punct obținut, destul de slăbuț, mai așteptam la mai mult, se pare că Academica a făcut acolo o figură frumoasă. Mai departe avem grupa G, Real Madrid, Roma, CFR Cluj reușite să se califice în 16.000 Europa League. Din păcate a terminat la egalitate cu Roma, dar Roma cred că a trecut-o cumva la golaveraj sau nu știu la ce a trecut-o, pentru că Roma s-a calificat, iar ea și termină pe locul 4 în grupă. Grupa H, ia să vedem. FCSB se califică acolo în optimile Champions League alături de Piemonte Calcio sau Juventus, cum vreți să-i spuneți. A reușit cumva să se califice în fața celor de la Chelsea. Băi, poate peste tot pe Chelsea și în realitate și în FIFA, unde vrei.
În fine, Chindia termină acolo pe locul 4 cu 3 puncte. E destul de ok pentru Chindia. Și hai să vedem optimile. Ce optime am avut aici? Manchester City nu ne interesează, Atletico nu ne interesează. Liverpool vs Astra. Astra a fost eliminată doar cu 2 la 1 de Liverpool. Deci văd că echipele astea românești fac față. Cred că și realitatea ar face față. De fapt, nu. În fine, doar 2-1 pentru Liverpool la general, împotriva celor de la Astra. Avem FCSB care a fost eliminată cu 5-2 la general de către Porto. Dinamo București 5-0, evidentă victoria celor de la Juventus aici. Dar și nicio echipă din România n-a reușit să treacă de optimile UEFA Champions League. Din păcate, Astra a fost foarte aproape. O să ne uităm și în Europa League să vedem ce au făcut echipele calificate. Ok, hai să ne uităm și în Europa League, zic. Aici sunt 16.000 dacă nu mă înșel. E o echipă românească. Leipzig vs Academica Crincen. Academica este eliminată de către Leipzig 3-2 la general, foarte aproape să se califice Academica aici. Mai departe mai avem vreo echipă românească, Hermannstadt, și Hermannstadt a fost eliminată de Spartak Moscova cu 3-1 la general. Dar CFR Cluj rupe aici, uitați-vă puțin, 7-0 la general împotriva celor de la Midtjylland. Nu știu cum naiba se pronunță. În fine, CFR Forță a reușit să se califice în optim de Europa League. Mai avem vreo echipă românească aici? Nu mai avem, doar CFR Cluj, singura echipă românească care s-a calificat. Hai să vedem ce a făcut CFR Cluj. A fost eliminată, din păcate, în optim de către AEK Athena cu 4-2 la general. Și cam aici se termină videoclipul, dar stați puțin că nu-l termin. Aș fi vrut să văd topul marcatorilor în Champions League, dar chiar nu știu cum să văd, asta e problema. Ha. Uite, avem de la Astra Giurgiu Alibek, a marcat 3 goluri în 9 meciuri. Alibek deocamdată singurul de pe lista aceasta de 30 de player sau 25 cât sunt. 25. Și mai avem pe jucătorul acesta de la Hermannstadt, Offenbacher, nu știu cine este, și el a reușit să marcheze 3 goluri. O sumă destul de impresionantă pentru niște jucători români. Cam aici se termină videoclipul. A fost un videoclip destul de interesant. Din 14 echipe, cred că 3 sau 4 s-au calificat în optim. Cei drept unele au jucat și între ele. Sper că v-a plăcut. Like acolo, să strângem și noi 1500 de like-uri. Nu uitați să vă abonați, deoarece o să urmeze foarte mult conținut pe canal. Eu am fost Gianni, v-am pupat.